Campania electorală a prins o nuanță verde în dimineața zilei de joi. Liderul județean al Partidului Mișcarea Populară, Mihai Țăbuleac, și Nicolae Ivășchescu, vicepreședintele național al formațiunii, s-au întâlnit cu jurnaliștii într-o sală de hotel pentru a oferi informații privind desfășurarea campaniei care începe noaptea de joi spre vineri și să prezică viitorul frumos alături de un președinte femeie. Proiectul Partidul Mișcarea Populară este unul bun, că doamna Elena Udrea, candidatul Partidului Mișcarea Populară pentru președinția României, este cel mai potrivit candidat. Vicepreședintele PMP îi îndeamnă și pe foștii colegi pedeliști ai candidatei să o susțină în perioada alegerilor. Noi sperăm ca la un moment dat acest electorat să vină alături de Elena Udrea, să vină alături de colega lor, pentru că Elena Udrea a fost membru PDL foarte mult timp, a lucrat cu toți cei care în momentul de față sunt lideri marcanți ai Partidului Democrat Liberal, să vină alături de noi și să o susțină pe Elena Udrea pentru a putea intra în turul 2. Liderii PMP Botoșani susțin că sunt pregătiți să abordeze corect campania electorală din acest an și își doresc să nu mai tragă partidul în jos cu scorul din județ, ci să se situeze aproape de media națională.